Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un episod. Suntem aici pe rpg1.bizon.ro, serverul vostru favorit. Iar astăzi vom vorbi despre momentul în care va fi extragerea la giveaway-ul de 5kk. Înainte de asta, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, subscribe, să dare la casa 503, casa mea minată, să intrați pe serverul de Discord pe care îl aveți în descriere, să folosiți codul meu de referral pe care îl aveți aici în dreapta frumos. Nu uitați să mergeți și la bizu 11 și mai mi-am luat un biz nou, dar nu vă voi zice pentru că vreau să fac un clip separat despre asta, bineînțeles. Și un follow pe Instagram, arontmariogramă, dacă vreți voi. Iar acum haideți să ne luăm și noi un sultan să facem niște raport în timp ce vorbim despre giveaway. Bun băieți, ne-am luat sultanul ăsta bombardier aici, să vedem dacă sunt comenzi. Hopa, aia vedeți comenzi în așteptare, hai să luăm o comandă. Bun, am luat comanda lui Ionuț Dragcox și ia să vedem și unde este. Ok, e pe la tăietor de lemne, dacă nu mă înșel, așa că îi dăm viteză. 980 de playeri, extrem de bine. Înainte de warrior, cam așa, pe la 8 fără ceva, se strâng 1000 de playeri în fiecare zi din câte am văzut, că am fost foarte activ zilele astea. Vedeți voi, am zis și ori jucate pe Gold Award, m-am jucat extrem de mult în ultimul timp. Și luna asta chiar vreau să fiu foarte activ aici pe server. Așa că vă aștept să ne jucăm împreună. Da, mă, băieți, și acum haideți să vorbim și despre giveaway până ajung eu aici la clientul nostru minunat. Extragerea va fi duminică pe un live, probabil live-ul va începe undeva pe la ora 6:30-7, oricum intrați acolo pe serverul de Discord ca să știți exact când va începe live-ul. Nu o să fie făcută nici la finalul live-ului, nici la început, vom vedea atunci în funcție de cât o să fiți și voi pe live. Și da, v-am zis, duminică, ora 6:30-7, ne vedem la un live incendiar unde facem extragerea la giveaway-ul de 5kk. Nu uitați, dacă aveți sugestii de videoclipuri, să le lăsați pe serverul de Discord. Au venit extrem de multe sugestii și v-am mai zis, am extrem de multe idei notate, am vreo 30 de clipuri în cap. Dacă postez de 3 ori pe săptămână, vă dați seama, durează foarte mult să epuizez aceste idei. Plus că dacă mă joc așa foarte mult, se întâmplă și chestii destul de multe și na, vă dați seama că în mare parte încerc să fac clipuri despre chestii interesante care se întâmplă. Ia vedeți că băiatul ăsta a făcut rost de mașină până am venit noi. Hai că aparent mai are nevoie de taxi, că a dat gâla noi. Hai să vedem unde vrea. Am dat și un test azi, primul meu test, că am reușit să iau tester aici în leve taxi. Și vedeți, am 5 din puncte la jobul arm dealer. Hai să-l ducem pe băiatul ăsta la jobul de arm dealer în LS. Nu uitați că este și questul activ, Mirela, dați și Mirela și vă duceți acolo și vă luați misiunile și și gata, sunteți pregătiți să faceți quest-ul. Și mai e și maratonul ăla pe Discord-ul de la Bizon, dacă vreți și vă interesează, puteți vedeți pe serverul de Discord al comunității, discord.bizon.ro. E o grămadă activitate, v-am zis, pe server, vedeți, lumea face job pe aici. Dar problema e că e ceva lag pe server, sincer, mai ales seara, acum când sunt 1000, e jale cu lagul pe server. Deci aveți grijă pe unde umblați cu mașinile, că bubuiți imediat. Vă zic din experiența proprie, nu de alta. Mai avem ceva de mers până la arm dealer, dar nu-i problemă, îi dăm viteză. Aici este ceva lag. Da, și după cum vedeți, nu sunt pe mod pe cum de iarnă, sunt pe alt mod pe, dacă îl vreți, scrieți acolo în comentarii și vi-l dau fără nicio problemă. Să o lăsăm așa mai lejer pe aici, că poate e vreun PD și ne ia carnetul. Dar să sperăm totuși că nu e niciun PD. Mama, l-am dus pe băiatul ăsta cu fare 50, să vedeți bani ce luăm după cursa asta. Dacă e cineva interesat de skin-ul ăsta, stați să dau așa comanda mai bonus. Vedeți aici bonusurile, 30% bani la raport, 25 șanse, aprovizionare cu mâncare 15%, 5 puncte de jaf și 5% extra bani la joburi. Dacă e cineva interesat să-mi facă o ofertă pe skin, îl dau cu cea mai mare plăcere. Așa că lăsați în comentarii dacă aveți vreunul vreo ofertă ceva. Și să mai lăsați acolo în comentarii cum ați vrea să fie extragerea, dacă să fie doar live sau să facem și video în același timp, să facem cum ar fi pe live și video care să apară pe canal. Bun, l-am adus pe băiatul ăsta aici la arm dealer, ce îmi baftă mane. Mamă, ia vedeți bani ce am luat pe cursa asta, 8,4, că am mâncat vă și gura voastră. Dar bine, mi se pare că e bonus, da, uitați, bonus facție 40% de la server, toată luna. Deci să tot faci raport luna asta, sincer. Ia vedeți că și acum la nou aparent se dau 14 zile de compremiu unui singur jucător. Poate aveți noi noroc, dar nu cred. Ia vedeți ce se bat aici băieții, ce i-a dat ea în omul nostru. Ia vedeți ce se bat ăștia aici. Hai să urmărim bătaia. A, l-a lăsat în pace pe Eddie la ăsta. Mamă, i-a dat emergency, mâncava și
cum v-am zis, așa e în clan de Spray, am mai zis așa în trecut, de asta nici nu vreau un clan de genul ăsta. Hai că am acceptat aici comandă la flaco.tirn, să-i dăm viteza acum să-l luăm. E Montgomery, nu-i problemă, imediat ajungem, trebuie să mergem pe auto întâi. Nu uitați dacă aveți nelămuriri să folosiți comanda slash, nu mai ajutați și voi helperii de pe server. Ia să vedem câți taximetriști suntem duty, 2 plus 3, 5 taximetriști doar. Lejer, sincer, bine, dar e deja joi, mulți și-au făcut deja raportul. Și vă așteptăm și LV Taxi, probabil se vor deschide aplicațiile în zilele următoare sau poate sunt deschise chiar când vedeți voi acest clip, nu știu încă. Da, vă așteptăm aici, că am văzut că tot dau băieții de misia, mai pică băieții testele și tot așa. Se fac locuri, așa că vă aștept aici alături de mine în LV Taxi să ne strângem brigada mare, că oricum suntem tita mai brigada. Dau fare 1 și hai să vedem unde vrea omul nostru flaco să-l ducem. Bun, trebuie să-l ducem la tracker, așa că îi dăm viteză. Vă salut aici Flaco, salut Flaco dacă vezi acest clip. Mersi de punctul ăsta la raport. Nu o să facem mari bani de la cursa asta, dar nu-i problemă. Recuperăm noi la cursele următoare. Da, mă băiți, și nu uitați dacă vreți să apăreți într-un videoclip cu setup-ul vostru, nu uitați să îl postați acolo pe serverul de Discord la setup-urile abonaților și eu voi face un clip. Mai avem nevoie de două setup-uri, așa că grăbiți-vă să postați acolo să mai apară un episod și din acea serie. Ne luăm aici la revedere la Flaco, aici în baftă și așteptăm să acceptăm altă comandă. Am luat comanda lui Ionuț de Curing. Mi-a dat acolo Flaco 10K, te pup Flaco. Mersi mult pentru banii ăștia. Dăm înapoi fare 50. Mamă, ia vedeți ce intră comenzile și nu acceptă nimeni, din păcate. Dar nu-i problemă, acceptăm noi, terminăm și noi raportul lejer. Haideți că am ajuns la Ionuț, hai să vedem unde vrea să-l ducem. La Mirela, hai că îi dăm viteză. Să-l ducem pe băiatul nostru la doamna Mirela. Probabil terminăm și raportul după acest videoclip, că mai am încă două curse în afară de aceasta, așa că îi dăm viteză. De asta vă și recomand, dacă vreți să intrați în LV Taxi, vă aștept pentru că vor fi rapoarte opționale, doar săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, mai trebuie să faceți raport după două săptămâni, raport opțional, așa că vă aștept aici, las frumos rank 3 aproape. Și oricum, o să rămână activitatea probabil și după quest. A adus foarte mulți player pe server acest quest și probabil se vor ține în continuare. Mamă, ia vedeți ce e aici la quest. Vom sta pe aici, poate urcă cineva prin taxiul nostru totuși. Ia vedeți, Dr. Gumpy. Vrea să-l ducem la CNN, nicio problemă, îl ducem imediat. Ia vedeți cum e ce intră la taxi. Băi băieți, v-am zis, e ruperea acum serverul. Chiar vă recomand să vă apucați și să folosiți codul meu de referral de acolo din dreapta. Nici nu cred că o să mai am bani să vă dau. Vedeți voi, mai am 6,3kk ceva de genul pe acolo, dar nu-i problemă, facem bani și vă dau cu cel mai mare drag. Ia vedeți, baftă Grumpy. A, Gumpy îl cheamă, nu Grumpy. A, e, l-am botezat. Hai să mai acceptăm o comandă. Am acceptat comanda lui Stolo29, care este în SF, așa că dăm viteză să mergem să luăm pe băiatul nostru Stolo. Nu știu de ce, dar presim că o să vrea la DMV, dar vom vedea oricum. Până ajungem la el durează ceva, mai avem 2600 de metri. Din păcate a anulat și comanda și nu mai este nicio cerere, ba da, mai e o cerere care s-a luat. Așteptăm, nu-i problemă, ne mai trebuie o singură cursă, mergem pe la CNLS sau de fapt nu, mergem la Mirela acolo. Ia vedeți cum a venit și comanda la taxi, mamă e pe la carieră, așa că trebuie să-i dăm viteză, să sperăm că nu dă cancel ca ceilalți băieți. Ia vedeți că a intrat și o comandă de la Marche LS, dar noi am prins-o pe asta din LV, dar v-am mai zis pe un clip ceva de genul că nu țin cont dacă e comanda în SF, dacă e în LV, că până la urmă top punct la raport e. La finalul zilei tot te ajută să termini raportul. Sincer e tare mod pe costa, dar mie merge cam prost, nu știu, are FPS în loc, dar tot 93 de FPS-uri am, nu știu care e faza, e cam aiurea că din câte știți eu am monitor de 240 de Hz și practic văd în 60 de Hz în momentul de față, nu mai sunt învățat, dar nu-i problemă, mă joc așa, știți că eu mă joc în orice condiții. Am ajuns și la clientul nostru și haideți să vedem unde vrea, la Mirela eram sigur, imediat ajungem, aparent a zis să-i dăm și eject, nicio problemă, îl aruncăm frumos din mașină după ce ajungem acolo la Mirela. Oricum s-au păcălit ceva bani în seara asta din raport. Undeva la 20k din 5 puncte, deci e perfect. Dacă vreți bani, vă aștept în taxi. Mai avem puțin și aici și aici la Mirela. Bam, am ajuns frumos la destinație, dăm eject 253.
Up, și am terminat raportul. Acum haideți să ne dăm și noi un rr. Vedeți și voi ce e aici. Dacă stăm puțin e bubuie băieți și nu mai e nevoie de rr. Gata, am explodat și sultanul. Da, mă, băieți, și cam asta a fost cu acest clip. Vă aștept duminică la extragerea acolo frumos pe live. V-am zis, pe la 6:30-7 ne vedem la un live incendiar. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, subscribe dacă v-a plăcut acest clip. Să dați rele la casa 503, casa mea minunată de pe Vinewood. Să folosiți codul meu de referal pe care aveți aici în dreapta. Bonusurile le veți găsi în descriere. Să intrați pe sără de Discord pe care aveți în descriere de asemenea. Și un follow pe Instagram, arondmariogramu, și dacă vreți voi o vizită la Bizu 11 și eu v-am pupat, baftă!